Marți, magistrații Curții de Apel București au decis ca Laurențiu Ionescu, șeful Agenției de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce inițial acesta primise măsura arestului la domiciliu. Laurențiu Ionescu este acuzat de DNA că împreună cu o fundație a folosit documente false și înscrisuri sub semnătură privată pentru a-și însuși anumite sume de bani din fonduri europene. Potrivit procurorilor, în perioada august-decembrie 2015, în cadrul derulării proiectului Servicii Integrate de Sprijin pentru Victimele Violenței în Familie și Persoanelor cu Dizabilități, Ionescu și alte persoane au falsificat documente, din care reieșea că mai mulți oameni au participat la două cursuri de formare profesională. În realitate, aceste cursuri nu ar fi avut loc, iar la examinarea inițială și finală, Ionescu nu ar fi participat, contrar a ceea ce a scris în documente. Alături de Ionescu a mai fost reținută și Adriana Roxana Elena Prodan, angajată a unei fundații pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea credință de documente false, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene în acest caz se ridică la suma totală de 109.495 de lei.